Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, nu știe dacă președintele României, Klaus Iohannis, va fi prezent până la urmă la Congresul Internațional dedicat operei lui Constantin Brâncuș. Manifestarea se derulează sub patronajul administrației prezidențiale și va reuni la Târgu Jiu specialiști în artă și critici din întreaga lume. Evenimentul este programat la jumătatea săptămânii viitoare în orașul lui Brâncuș. Marcel Romanescu a precizat că vizita președintelui ar putea fi anunțată oricând, chiar și cu o zi înainte de a se produce. În orice scenariu, autoritățile locale susțin însă că sunt pregătite să-l primească pe șeful statului. Vizita e atât de importantă în momentul de față încât nu știm dacă se realizează și de aceea trebuie să așteptăm. Orice zi până la acel eveniment poate să fie și ziua în care suntem anunțați de prezența domnului președinte. O astfel de vizită nu se anunță, cel puțin pe căile normale, cu foarte mult timp. S-ar putea să primim vestea chiar cu o zi sau două înainte de participarea domnului președinte. La Târgu Jiu m-aș bucura din suflet. Acum, e o strategie pe care fiecare și-o face și în funcție de timpul pe care îl are la dispoziție. Suntem pregătiți de așa o vizită importantă? Da, eu zic că suntem pregătiți. Am primit permanent președinți, vorbim ca municipalitate. Și nu ne-am făcut de râs. Deși de data aceasta, mai ales că e vorba de un simpozion internațional foarte important, cred că suntem pregătiți. Nu am emoții în acest sens. Singura vizită certă de la Târgu Jiu la simpozionul dedicat operei sculptorului Constantin Brâncuș este cea a consilierului de stat pe cultură Sergiu Nistor, având în vedere faptul că administrația prezidențială este principalul organizator al manifestărilor respective. La timp cât patronează acest eveniment, este clar că președinția va fi cea care va avea principalul rol în organizarea acestui simpozion internațional, deci nu se pune problema. E clar că Sergiu Nistor, consilierul de stat pe probleme de cultură, va fi prezent 100% la Târgu Jiu. Dânsul s-a și ocupat de modul în care au fost selectați invitații, de modul în care se organizează toate evenimentele la Târgu Jiu. Deci, nu. Problema, întrebarea la momentul ăsta este legată de confirmarea participării președintelui. În rest, când patronezi un astfel de eveniment, nu-ți permis să nu participi, pentru că tu l-ai organizat. În proporție de 80%.